tare mult că ați venit, vă mulțumim tare mult că ne sunteți alături, de asemenea vă mulțumim tare mult pentru că ați ajuns la timp. Acest lucru contează foarte mult în economia experienței de astăzi și vă promitem că o să avem o zi frumoasă împreună. Numele meu este Radu David, sunt trainer certificat BMW, iar astăzi, alături de Silviu Toma, bună ziua, bine ați venit, și el trainer certificat BMW, avem plăcerea să vă ghidăm de-a lungul experienței de condus. De asemenea, colegii noștri de la vânzări ne sunt alături, au pregătit și contractele, glumim. Ne sunt alături și dacă aveți orice fel de întrebări legate de mașini, echipări sau modalități de finanțare, ei ne sunt aproape și pot răspunde fără probleme. Pentru experiența de astăzi, alături de dealerul dumneavoastră local, ne-am dat silința să vă oferim o experiență cât mai interesantă. Suntem la BMW Group West Premium, într-o sâmbătă de iunie absolut extraordinară, în care ne așteaptă o flotă de 10 mașini, toate dotate cu capacitatea X-Drive, de a ne duce peste tot, fiindcă atunci când ai o transmisie integrală și o mașină din această categorie, asfaltul poate deveni doar o plăcută amintire. Avem X3, avem X4, avem X5 și avem chiar și X7. Le-am condus pe toate, le-am făcut toate review-urile, însă nimic nu se compară cu o experiență în care conduci alături de un grup de pasionați BMW, astfel de mașini, mai ales în zona off-road. În urmă cu aproximativ un an de zile, am fost pe traseu înspre zona montană din Arieșeni cu X2 și X3. Acum avem, să spunem, categoria superioară a SUV-urilor sau SAV-urilor BMW. Toată această acțiune este coordonată de traineri profesioniști BMW. Probabil pe mulți dintre ei i-ați întâlnit și la alte evenimente similare din țară. Sunt lângă X7 și cu siguranță este o invitație de a urmări vlogul pe care l-am realizat cu această mașină pe un traseu montan, fiind cel mai mare SUV de la BMW. Ce îmi place este că întotdeauna avem o atenție deosebită pentru detalii și dincolo de această grilă foarte mare a lui BMW X7, trebuie să vă spun un lucru. Toate mașinile pe care le încercăm astăzi vin echipate cu pachetul M. Am urcat în mașina cu numărul 2, care este un BMW X3. Alături de mine este Beilo, care are și o pasiune foarte interesantă pe lângă BMW, fotografia. Da, da, fotografie și videografie. Și videografie. Dar de unde pasiunea asta pentru BMW? Pasiunea pentru BMW, pot... La ieșirea din parcare vom vira dreapta, mergem până la sensul giratoriu unde vom întoarce. Ok. Pasiunea pentru BMW pot spune că o am în sânge. Am crescut de mic copil cu BMW-uri. Tatăl meu a avut un E30, un ursuleț, pe care l-a achiziționat la puțin timp după ce m-am născut eu. Deci pot spune că am fost înconjurat de BMW-uri de când am intrat în existență. Ai venit de la maternitate cu BMW-ul la casă? Cel mai probabil da. Înainte de E30 am avut un E21, un bot de rechin. Oh, deci, interesant. Și se mai păstrează vreuna dintre mașinile alea în familia voastră? Din păcate nu. A vândut E30-ul în 2007, când a achiziționat un E46 coupe, care acum este în posesia surorii mele, dar tata a achiziționat încă un E46 tot pentru el. Și știu că și tu ai un BMW. Da, am un E36 318i sedan facelift, care acum este într-un proces complex de restaurare și recondiționare. Apropo de fotografie și videografie, știu că ai un proiect care se numește AAC Virtual Tuning. Da, AAC Virtual Tuning este unul dintre proiectele mele, care este, cum să spun așa, un proiect creat din AAC Garage, care este proiectul mamă, să spun așa. AAC Garage este, cum să spun, un fel de proiect de-al meu prin care eu doresc să ofer oamenilor atât servicii foto-video, cât și tricouri personalizate cu mașina lor sau cu orice model ei doresc. Eu pot să prelucrez în Photoshop un anumit model pentru un tricou sau hanorac sau o șapcă. Și deci faci merchandise, cum ar veni? Fac merchandise, dar pe comandă. Deci dacă cineva își dorește ceva unicat cu care să se laude cu propria mașină sau este un fan înrăit a unei mărci, eu pot să creez produse merchandising cu acea marcă sau cu acel model sau cu orice dorește clientul. Pardon,
spuneam și înainte de plecare, toate mașinile de astăzi sunt echipate cu sistem BMW X-Drive. Tocmai de aceasta vreau să vă spun câteva lucruri despre acest sistem. BMW X-Drive este sistemul inteligent de transmisie integrală care nu doar acționează, ci gândește în avans și se adaptează rapid și flexibil la condițiile de drum. Acesta asigură aderență optimă datorită distribuției variabile a puterii motorului și oferă 100% plăcere de a conduce pe orice teren. BMW X-Drive nu distribuie puterea doar către punțile față și spate, ci exact către locul unde aceasta este necesară. În mod ideal, 40% din puterea motorului este distribuită către puntea față și 60% către puntea spate. Dacă este necesar, BMW X-Drive distribuie până la 100% din puterea motorului către o singură punte și tocmai asta îl recomandă ca fiind unul din cele mai performante sisteme de transmisie integrală din lume. Este incredibil de frumoasă zona asta în care am ajuns alături de piloții noștri, alături de trainerii noștri. Va lua ceva vreme să... Salutare, Silviu! Va lua ceva vreme să găsiți locurile astea, a? Sincer, nu, pentru că ne-au ajutat cei de aici, de la Groove Vest. Local, de la Groove Vest. Și din păcate, că de fapt noi pe asta am tras foarte tare, n-am găsit niște locuri unde să nu plouă. Unde să nu plouă, da. Acum vremea e superbă și arată foarte, foarte bine. Dar din păcate sunt locuri foarte, foarte ude. Anvelopele mașinilor sunt anvelope de vară, deci nu sunt niște anvelope de off-road. Și ne e foarte greu să facem niște exerciții specifice pentru treaba. Dacă ții minte, în urmă cu un an de zile chiar am solicitat, când am mers cu X2 și X3, să avem și mașini din categoria superioară. Iată că le avem. La ce să ne așteptăm la experiența de astăzi? E diferit față de ceea ce am trăit în... Diferit va fi traseul, pentru că e un traseu mixt. Avem și macadam, avem și asfalt. Avem și drum care trece printr-o carieră, drum care merge printr-o pădure și tot așa. O să vezi că o să fie foarte interesant. O să fie foarte, foarte interesant. Exact. Eu cam știu traseul, l-am mirosit, sunt un om de-al locului. Perfect. Așa că sunt convins că o să vedem ceva extraordinar dincolo de această frumoasă priveliște de la prima oprire. Mulțumim. Cu drag. Astăzi conducem X3, X4, X5, cred că avem și X6 și X7. Da. Avem o gamă superioară a SUV-urilor pe care ai reușit să le testez până acum. Până acum, dintre cele prezente aici, n-am testat niciunul. Am reușit să testez în urmă cu 2 luni aproximativ, am reușit să testez un X2. Așa. Trebuie să recunosc că e o mașină care mi-a plăcut foarte mult, deoarece este echilibrul perfect dintr-o mașină înaltă, fiind un SUV mic sau crossover. Așa. Dar în trafic nu se simte deloc mare, se simte ca o mașină mică, ceea ce o face foarte sprintenă și ușor de manevrat în trafic. O să schimb părerea acum, pentru că trecem la capitolul superior. Mașinile sunt destul de înalte. Aerodinamica ar putea fi o problemă pentru ele, dar vezi, toate sunt foarte bine motorizate. Exact. Foarte mare dreptate aici, datorită motoarelor noi diesel cu tehnologia Twin Power Turbo, care oferă cuplu instant la turații foarte joase și, bineînțeles, poate să fie mașina oricât de grea, dacă e BMW și are un motor sănătos, îți trage, nu-i stres. Și dacă tot ești pasionat de BMW, le recomand celor care ne urmăresc să-și cumpere o mașină tip sedan sau limuzină, sau totuși să meargă în zona aceasta a SUV-urilor sau SUV-urilor BMW. După părerea mea personală, ca fan declarat al sedanurilor și al limuzinelor, eu aș recomanda un sedan, deoarece este o mașină care, indiferent de model, arată foarte bine, după părerea mea. Cu sedanul n-ai ce să greșești la design, e o mașină proporțională cu linii frumoase, orice îi face. Și același timp este și practică. În aproximativ 500 de metri vom vira dreapta. Este o mașină
practică și mai ales dacă vine vorba de BMW-uri, o contentă foarte sportivă. Chiar dacă e vorba și de limuzine mai mari, cum seria 5-urile sau seria 7-le, tot au un pic de pedigree sportiv în ele. Dar aici intervine gustul personal și preferințele fiecăruia și nevoile. Dacă cineva are nevoie de o practicalitate și mai mare decât un sedan, îl recomand un SUV, pentru că trebuie să recunoaștem că au o practicalitate superioară față de sedanuri. Și să nu mai spunem că în România un SUV nu ne strică pe drumurile astea, o gardă de la sol ridicată și niște anvelope decente. Și foarte important, o să și arătăm astăzi în acest BMW X-Drive Experience la ce ne servește un SUV cu tracțiune integrală, cu o gardă înaltă și cu talonul cauciucurilor potrivit. N-ai zice că un X6 e capabil de așa ceva, dar totuși. Dar vezi, din păcate unii oameni au stereotipuri și nu-și dau seama de ce sunt capabile mașinile de genul. Exact. Și am activat deja prea repede și pun el singur frână, chiar dacă noi accelerăm. Da, și în general mașinile de acest gen sunt asociate destul de prost la noi, ca și imagine, dar noi încercăm să o schimbăm într-una pozitivă și să arătăm că BMW-ul este exact ceea ce facem noi astăzi, o mașină capabilă să te ducă mult mai departe de zona urbană și în general de civilizație. Suntem într-un loc deosebit, o panoramă extraordinară. O să încercăm o coborâre. Piloții noștri au verificat că nu e ud. Acesta este butonul care trebuie activat, Hill Descent Control. Practic poți să cobori cu o viteză de cât vrei tu, că de aici o dai în sus sau în jos. Adică poate să fie 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dar vedem. În general sub 10 km pe oră. O să vedem, o să setăm în momentul acesta la 5, practic vom lua piciorul de pe frână și mașina va coborâ până în zona acelui drum, fără ca noi să acționăm pedala de frână, pentru că este un BMW. Iar această tehnologie ne ajută să facem treaba fără nicio emoție. În trecut am făcut treaba asta chiar cu spatele. Vreau să mergeți pe urmele mele ca să nu scrie mașinile. Deci ăsta este locul în care am activat Hill Descent Control. Așa, după cum vedeți, mașinile coboară cu 10 km pe oră și chiar dacă vedem lămpile de frână, instructorul nostru din față și eu, după ce coborâm prima pantă 8 km la oră, nu am apăsat pedala de frână și din butonul de la volan tragem înspre 8 km pe oră. Deci e grozav. Se pare că ai coborât de pe casă, nu? Da. Fără să avem inclinație foarte mare. Fără să avem frână. Și mașina s-a adaptat perfect. Perfect, exact. Acum, sigur, aici avem un teren destul de plan, chiar dacă mai sunt arbuști sau spini sau așa mai departe. Nu avem acele gropi care ar putea să rănească patica mașinii, pragurile sau așa mai departe. Un pic accelerație. Dar avem o vegetație destul de diversificată. Exact. Și un teren deloc amenajat. Deloc amenajat. Asta este și scopul. De fapt, asta este X-Drive Experience. O situație fără frână până jos. Nu acționăm pedala de frână, veți vedea că mașina merge constant cu viteza pe care o reglăm noi de ceasul de bord. Asta e mare minune, pentru că în general o astfel de coborâre pune presiune asupra ta. Dacă asta ar fi mașina ta, tu ai avea infinit mai multe emoții. Bineînțeles. Mai ales fiind că n-ai echipat un asemenea sistem. Exact. Ai încercat, probabil, până la poale de al lui mai rămâne frânele prăjite. Ceva de genul ăsta.
sistemul cu care am coborât dealul fără a pune piciorul pe frână. Acum, într-o nouă zonă de macadam, instructorii ne-au recomandat să mergem în stilul confort, care poate fi selectat de pe consola centrală a mașinii pe care o conducem și care absorbe șocurile ceva mai bine, în așa fel încât noi să avem un parcurs cât mai confortabil. Am avut asfalt, am avut macadam, drum cu pietriș, am avut iarbă și acum avem piatră cubică. Este a patra categorie de suprafață pe care rulăm. Traversăm și cariera de piatră de la Chistag, unde este bazată una dintre fabricile Holcim din proximitatea orașului Alești. Tocmai de aceea o să vedem și utilaje grele prin zona. Avem adrenalin, avem mult praf, avem peisaje superbe și o vreme extraordinară, 25-26 de grade. Asta nu înseamnă că stresăm în vreun fel climatizarea mașinii. Dar îi felicităm pe băieți pentru faptul că au ales un traseu extraordinar și chiar dacă te gândești că după atâtea evenimente auto nu mai sunt opțiuni și nu mai știi pe unde să mergi, întotdeauna județul Bihor, care este vast din punct de vedere al opțiunilor de relief, îți oferă câte o surpriză. O să cerem acordul probabil acum, pentru că intrăm pe un drum cu proprietate privată, să traversăm cariera de piatră. Mergem tot înainte. Regulă, mergem mai departe acum. Ne spun colegii noștri de la marketing. Ia, fii atent ce mașini. Aveam de genul ăsta când eram mici, știi? Aveam jucării de genul ăsta. Da, și eu am avut jucările de calitate, să zic așa. Ăsta chiar este un drum interzis circulației publice. Este drum proprietate privată. Traversăm o carieră. O să oprim pe partea dreaptă. Da, ne luăm la revedere de la X3. Mergem să vedem mai departe. Vom trece probabil în spate, ori la X4, ori la X5. Ia uite ce frumos. Am intrat în cariera de piatră. Ne așteaptă și niște bălți că a plouat. Deci o să și înnoroim un pic mașinile. Suntem în BMW X5, pentru BMW este o premieră. Da. Simți gabaritul mașinii? Da, îl simt, dar nu așa de mult pe cât mă așteptam. Deci o mașină foarte bine construită, nu o simți atât de uriașă pe cât ți-ai imagina. Da, dar spațiul din interior e mult mai altfel. Poziția noastră în scaun este mult mai lejeră, exact. Și mașina pare să fie la fel de bine închegată. Și aici apar, să zicem, chestiuni care țin de domeniul luxului. Da, se simte statutul diferit al mașinii și la condus. Direcția este mult mai ușoară ca la X3. Se vede că e o mașină concentrată mai mult pe lux decât pe X3, care X3 probabil e un SUV cu o tentă ușor mai sportivă. În X5 se simte confortul și eleganța când întorci volanul. Și asta îmi place foarte mult. De când a fost zona cu pietrișul foarte fin, unde mașina tendea să piardă aderența. Așa. Mi-aș fi dorit un feedback mai bun de la volan, adică am senzația că nu există o conexiune fermă între roți și volan datorită felului în care e extrem de ușoară și nu mă declar un expert în off-road, dar după cum am simțit eu mașina, mi-ar fi plăcut să simt și în volan ce fac roțile, nu doar ce simt prin fund că fac roțile. Deci am simțit că pierd ușor aderența și puneam să corectez cu volanul și trebuia să mă aștept ca mașina să facă, nu eram sigur că mașina. Normal, am găsit o variantă bună de întors. Îți readuc aminte că avem cauciucuri de vară și de stradă. Da, s-ar putea ca pe acest tip de macadam
să fie măcar cauciucurile de iarnă, dacă nu ceva MT, adică mud terrain. Tocmai pentru a avea, și mașina a și trecut prin, bălțile respective. Tocmai de aceea cred că ai simțit treaba asta. Șansele să o fi umplut cu noroi. Exact, 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 exact. Asta este explicația. Da, mașina până la urmă s-a dus unde a trebuit să meargă. Da. Doar că n-ai simțit tu ferm în volan. Da, aici ai dreptate. Treaba. Eu zic asta este. Ai o explicație foarte plauzibilă. Aici cu bine de noroi și regăsim. Exact. Așa, să încerc să păstrez distanța față de mașina din față. Mașina corect. Păi, ne mult pantă un pic. Și odată reveniți pe asfalt, pe drumul național numărul 1, în aproximativ 30-40 de kilometri, vom fi din nou la showroom. Am venit eu la bordul X5-ului, care mi se pare o mașină foarte spațioasă, dar în același timp foarte comodă la condus, cu o poziție extraordinară a șoferului, simți că vezi totul, cu o direcție precisă atunci când suntem pe asfalt. Și cu o impresie extraordinară pe care ți-a lăsat-o după această experiență în cariera de piatră. Da, experiență nemaipomenită. N-am crezut că vom avea plăcerea să testăm atâtea suprafețe, 4-5 suprafețe de contact a cauciucului, de la asfalt la piatră cubică, noroi cu apă, macadam, pământ, iarbă. A fost o experiență completă în aceste 3 ore. Ok, ai spus că recomanzi sedanul, însă după X-Drive Experience, cred că poți să-mi spui 2-3 lucruri despre ceea ce înseamnă să fii într-un SUV. Da, ai foarte mare dreptate. SUV-ul și-a arătat beneficiile, mai ales în țara noastră, unde în zona rurală nu prea ai mult asfalt. Cu SUV-ul, fără nicio problemă, te poți duce absolut unde vrei tu. De adevărat, trebuie să ai grijă, că până la urmă și mașina are limitele ei. Dar fără nicio grijă te poți baza pe ea, fără nicio problemă, și te va duce unde ai nevoie, în siguranță, dacă și tu cooperezi împreună cu ea. X3, X4, X5, X6 și X7, variante cu transmisie integrală X-Drive, de altfel asta spune și badge-ul nostru, X-Drive Experience. Cutii automate, motoare în preponderență diesel, dar asta nu ne deranjează atâta timp cât știu să ne ducă cu cuplul acela perfect la o viteză de coasting, atât pe șosea cât și pe autostradă, dar mai ales astăzi am testat ce știu să facă în afara asfaltului. Mulțumesc tare mult pentru faptul că mi-ai fost partener de drum, șofer și copilot în același timp. Și eu îți mulțumesc foarte mult. Sper că a fost o experiență plăcută și o să ne revedem și cu următoarea ocazie. Sigur că da, a fost o experiență minunată. Până atunci, urmăriți-ne AAC Tuning pe Facebook, pe Instagram Spot Beamer. Da, cu liniuță între tot. Spot și Beamer. Mă găsiți peste tot. Ok, nu uitați să intrați pe site-ul mihaidacin.ro, proaspăt lansat. De asemenea, ne vedem și pe Facebook și pe Instagram, dar mai ales pe YouTube, unde vin noi și noi episoade din experiențele din această vară.